Mulți dintre voi m-ați întrebat de ce recomand apa plată cu lămâie. Așa cum știți, am făcut o serie întreagă de emisiuni despre beneficiile lămâilor pentru sănătate, despre istoria lămâilor și am recomandat o serie întreagă de rețete cu lămâi și, bineînțeles, apă plată cu lămâie. Dar mulți dintre dumneavoastră m-au întrebat de ce anume apa plată cu lămâie este recomandată pentru digestie, pentru că spuneam că este recomandată pentru o digestie ușoară. M-ați întrebat dacă nu cumva apa plată cu lămâie este o băutură prea acidă pentru stomac și sunt datoare cu o serie de explicații. Dacă ne gândim la o oală cu apă clocotită la 100 de grade Celsius și adăugăm în ea apă cam la 70 de grade Celsius, ce se întâmplă? Temperatura finală va scădea. Așa este și în cazul apei plate cu lămâie pe care o bem. De ce? Pentru că în stomac, cum are loc acel proces de digestie în care sunt implicați acizi foarte puternici, apa plată cu lămâie, chiar dacă este o băutură acidă, este mult mai puțin acidă decât acizii din stomac. Și atunci chiar calmează tot ceea ce se întâmplă acolo. Tocmai de aceea, apa plată cu lămâie este recomandată și nu se consideră a fi o băutură mult prea acidă și nu ne-ar face rău stomacului. Evident, în cazul digestiei lucrurile sunt mult mai complicate pentru că au loc acolo o serie întreagă de reacții chimice foarte complexe. Bineînțeles, eu am încercat să simplific la maxim și să ajung la acea analogie cu oala de apă clocotită la 100 de grade Celsius în care am turnat apă la vreo 70 de grade Celsius și atunci, la final, ar rezulta o apă cu o temperatură ceva mai scăzută. Așa se întâmplă și în cazul apei plate cu lămâie pe care o bem. Ea nu crește aciditatea din stomac, dimpotrivă, calmează stomacul și poate să funcționeze ca un fel de pansament gastric, pentru că echilibrează aciditatea din stomac. Așadar, apa plată cu lămâie este recomandată pentru o bună digestie și, în plus, apa plată cu lămâie ne ajută și să ne hidratăm corespunzător, pentru că, dacă este să fim sinceri, recunoaștem, vrem din când în când și un alt gust decât cel al apei și atunci, dacă adăugăm câteva picături de suc de lămâie, avem apă plată cu lămâie, un gust acrișor care ne place foarte mult și ne ajută și să ne răcorim, mai ales în zilele călduroase. Dar apa plată cu lămâie este bună și pentru că are multă vitamina C. Și știm, vitamina C ne susține imunitatea și este implicată în foarte multe procese din organismul nostru. Avem așadar un aport de vitamina C care ne ajută sănătatea, dar și frumusețea, pentru că vitamina C este foarte bună și pentru pielea noastră. Ne ajutăm astfel pielea din interior și vom avea un ten strălucitor, o piele curată și frumoasă, pentru că apa plată cu lămâie ne ajută și în procesul de detoxifiere. Așadar, ne ajută digestia, este recomandată pentru detoxifiere, conține multă vitamina C, care ne face bine și frumuseții, și conține și potasiu. Și potasiu, așa cum știm, este indicat inclusiv pentru sănătatea inimii și pentru buna funcționare a creierului. Așadar, sunt foarte multe beneficii ale acestei simple ape plate cu lămâie. În plus, apa plată cu lămâie se recomandă și persoanelor care se confruntă cu o serie întreagă de afecțiuni inflamatorii, de exemplu cu artrita. Este recomandată și pentru ameliorarea edemelor în cazul retenției de apă și, în plus, ajută și eliminarea sărurilor acidului uric din articulații. Tocmai de aceea, atunci când simțim așa că avem o stare de toxicitate, să zicem, când ne mai dor genunchii, când ne mai simțim umflați, cum se zice, cu articulațiile inflamate, este bine să bem apă plată cu lămâie. Și tocmai ca să nu uit să beau apă plată cu lămâie, mi-am luat un lămâi. Îmi și place foarte mult pentru că lămâii sunt și plante decorative și îmi place foarte mult pentru că are în același timp și flori și fructe. Mie acest lucru mi se pare deosebit. Așa că
mă ajută să nu uit să beau apă plată cu lămâie, pentru că știu că este bună și face foarte bine și, bineînțeles, vă recomand și vouă. Bineînțeles, trebuie să precizez că această apă plată cu lămâie nu trebuie să fie foarte concentrată, adică nu trebuie să puneți foarte mult suc de lămâie, pentru că sucul de lămâie și apa plată cu lămâie foarte concentrată nu fac bine smalțului dinților și, în plus, dacă exagerați în privința concentrației și în privința cantității pe care ați bea-o de apă plată cu lămâie foarte concentrată, s-ar putea accentua simptomele legate de refluxul gastroesofagian. Dar, în limite normale, apa plată cu lămâie este recomandată și, în acest fel, cu un asemenea gust atât de plăcut, ne putem lua și cantitatea de apă de care avem nevoie într-o zi, ca să nu mai vorbim că ne ajută și atunci când ne confruntăm cu tot felul de răceli. De exemplu, eu am fost răcită la un moment dat și nu știu de ce nu aveam chef să-mi fac ceaiuri și atunci mi-am făcut apă plată cu lămâie și am băut apă plată cu lămâie cât timp am fost răcită și pur și simplu am simțit cum îmi face bine, am simțit cum îmi trece mai repede răceala. Așadar, nu uitați cât de mare ajutor putem să găsim în toate aceste lucruri simple, inclusiv în apa plată cu lămâie. Așadar, includeți aceste lucruri simple, la îndemână, în strategia proprie de sănătate. Vă mulțumesc!